Ca în fiecare an, în apropierea zilei de 1 martie, toți cei interesați de activități comerciale ocazionale, mărțișoare, felicitări sau miniaturi reprezentative, trebuie să transmită o solicitare la primăria municipiului Timișoara în vederea obținerii avizului de comercializare. Înregistrarea cererilor se va face în perioada 19-21 februarie în sistem online. Pentru înscriere, solicitanții trebuie să-și creeze un cont cu numărul de telefon, completând corect toate datele personale. Pentru cei interesați care au nevoie de îndrumări în vederea înregistrării, la Camera 12 se oferă servicii de consiliere. Pentru obținerea avizului sunt necesare o cerere tip și o copie după cartea de identitate sau o copie a actului de firmă. Pentru locațiile din Piața Victoriei și Piața Libertății, solicitanții au obligația să prezinte documentul doveditor privind statutul de artist, memoriul privind modalitatea de producere a mărțișoarelor și celorlalte obiecte comercializate, o simulare fotografică a exponatelor prezentate spre vânzare pe panouri tip chevalet. Comercializarea produselor se va face în perioada 26 februarie 3 martie. Achitarea taxei de autorizare se va face anticipat pe toată perioada de autorizare aprobată la momentul înregistrării cererii online, fără posibilitatea restituirii acestor taxe respectând pașii solicitați de operatorul de plăți cu condiția prezentării unui card valabil. Plata locului rezervat va putea fi efectuată timp de 4 ore din momentul rezervării, după expirarea termenului, rezervarea fiind anulată automat. Operatorii economici au obligația de a deține la locul de vânzare avizul pentru desfășurarea a comerțului stradal eliberat de serviciul autorizare activități comerciale și publicitate, dovada achitării taxei de ocupare a domeniului public, documentul de identitate al vânzătorului care să coincidă cu identitatea persoanei menționate în aviz. Operatorii economici au obligația de a nu comercializa alte produse decât cele menționate în aviz și de a respecta toate măsurile fiscale prevăzute de legislația în vigoare.